băieții din peluză, mă, vor să se aducă peste ăștia lui Petrolul. Vor să se ducă peste lui Petrolul, mă, asta e ideea. Evacuează galeria lui Petrolul. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Suntem la Târgu Jiu astăzi. Avem derby în Liga 1. FCU Craiova, Petrolul Ploiești. Ambele au 7 puncte la egalitate în clasament. Ambele în formă. FCU a bătut la Pitești. Petrolul a câștigat derby-ul, primul derby cu Rapid. Aveți vlogul pe canal, am fost la meci. Ce să mai va fi un meci spectaculos? Să sperăm că va fi un meci spectaculos cu multe goluri. La Târgu Jiu, pentru că la Craiova stadionul e ocupat de concert. Vom vedea. Da, băieți, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să ajungem la cât mai multe like-uri și abonați-vă. Da, la Târgu Jiu, pe acest stadion am mai fost. La Pandurii Reșița, cele mai multe vizualizări de pe canal, 16.000 de vizualizări are vlogul de la Pandurii Reșița. 2 la 2 și 2 penaltiuri ratate de Pandurii. Meci frumos. Doar repriza ta că Craiova aici, bine că poate au nevoie să dea gol și să câștige și se bagă în partea asta aici. Titular la Craiova. Ce echipe, Hamburg, Schalke, nebunie. Dacă nu mă înșel, acolo pe steagul celor de la Peluza Sud este portarul care a murit la antrenament. Nu mai știu exact, era un copil mic prin 99-2000, ceva de genul. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
controlul nu joacă Gigu Grozav. Nu știu ce e cu el. Pauză de hidratare. E mare de tot Petrolul. Da, Petrolul tot așa i-a bătut și pe Rapide, doamna mea. Au așteptat, nu s-au grăbit, au băgat-o până la urmă. Craiova ar trebui să atace mai mult dacă vor să obțină ceva ca lume la meciul. Petrolul, ce gol dau petroliști aici la Târgu Jiu cu PCU Craiova. Publicul a simțit presiunea. Au crezut că bate Tamaș, a fost surprins și portarul. 1-0, cred că ăsta va fi rezultatul pauzei. Petrolul n-a jucat mare lucru. Au așteptat răbdare, exact ca cu meciul cu Rapid. Chiar pauză. Da, 1-0 la pauză Petrolul. Craiova nici n-a forțat. Au avut câteva ocazii, dar nimic clar. Au pasat mai mult lateral. Petroliștii exact ca meciul cu Rapid au așteptat și au așteptat șansa și la prima ocazie au și înscris. Nu știu de ce Croitorul nu joacă cu 3 fundași ca la Botoșani și cu benzile alea lui. Funcționa foarte bine sistemul ăsta la Botoșani. Dar vedem repriza a doua. La tribuna a doua e sold out, au anunțat și cei din conducere înainte de meci că nu mai sunt bilete, nu se mai găseau înainte de meci. Da, au schimbat stadionul. Când era vechiul stadion, era tribuna oficială aici pe partea cu hotelul și tribuna a doua în partea cealaltă, acolo. Acum oficiala și vestiarele sunt acolo și băncile de rezervă și tribuna a doua a trecut pe partea asta. Cam așa arată stadionul în spate. La tribuna a doua. Nu și-au făcut apariția în prima repriză, nu știu de ce, nu cred că au fost lăsați. Acum stă aici în spate la peluză. Probabil or să intre în repriza a doua. Ce teatru joacă și Tomas. A sărit apa din minge când a dat Papadopoulos cu capul în ea. Intră și el lui Petrov acum.
Acum! Au intrat mascații din nou peste fanii Petrolului, ca și la Timișoara, ca și la UTA, la Arad. Ce fază frumoasă! Ceva se întâmplă și aici, ce naiba s-a întâmplat? Ce s-a fi întâmplat acolo? Băieții din peluză, mă, vor să se aducă peste ăștia lui Petrolul. Vor să se aducă peste lui Petrolul, mă, asta e ideea. Evacuează galeria lui Petrolul ca să nu riște un clișeu între galerii. Pistelor! Îi mută mai la marge. Ocazia ratată de Craiova, imensă, imensă! Papadopoulos trecut și el în atac aici. În prelungiri. Au așteptat exact ca meciul rapid, calm, frumos, și-au luat cele 3 puncte. A fost doar un meci, e începutul campionatului, vedem până la final mai e. Nu uitați, dați și voi un like și abonați-vă cei care n-ați făcut-o. Și până la următorul meci, țineți aproape, ne auzim. Pa, pa!